Noi vorbim tot timpul de stres, toată lumea iar e cultă și s-a învățat. Părinte, am un stres. Dar de unde ți l-ai cumpărat? Stresul ți-l faci singur, ca să nu fii stresat trebuie să ai pe Doamne Iisuse în minte, un pic de aghiazmă băută dimineața, să fii împărtășit odată la o lună și să faci un pic de rugăciune permanent și stresul pleacă. Dar în momentul în care răspunzi la rău cu rău, la ambiție cu ambiție, nu faci nimic. Astea nu fac altceva decât să distrugă omul. Știți pe românește ce înseamnă să fii stresat? Vă dau un exemplu practic. Ați văzut vulcanii ăia care dorm și scot un pic de fum prin nori și mai bolborosesc? Și deodată se ridică un nor de fum și lava și astupă câteva sate comune sau orașe. Așa este și omul stresat. În el zace buboiul răutății, urii, răzbunării, războiul mândriei și al încăpățânării. Ele nu sunt manifestate, dar el fierbe ca un vulcan. Dar asta nu e treaba lui Dumnezeu, nu e vina lui. Pentru că acolo, în inima aia, nu mai stă Hristos. Tu te-ai îmbolnăvit de inimă și iei 20 de pastile pe zi, dar nu e vina lui Dumnezeu. Nu așa era scris la el în Cartea Vieții, dar tu ai venit ca un fur și un tâlhar și ai completat cu condica cu alte diagnostice. Care sunt diagnosticile date creștinului de Dumnezeu? Blândețe, smerit, dragoste, credință, nădejde și putere. Dar la creștinul ortodox ce scrie? Orgoliu, carieră, impresii, ură, răzbunare și așa noi suntem lipsiți de harul lui. Învățați de la mine căci sunt blând și smerit cu inima. Fiți blânzi ca porumbei, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Precum v-am iubit eu pe voi, așa să vă iubiți și voi unul pe altul. Aveți credință în Dumnezeu, zic vouă. Toate câte cereți, rugându-vă să cereți că le-ați primit și le veți avea. Să credeți că le-ați primit și le veți avea. Cenușă cu pâine am mâncat și băutura mea cu plângere am amestecat. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele până nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Dumnezeu ne-a și spus să nu apună soarele în mânia voastră și noi ortodoxii ne trebuie câteva luni ca să dăm bună ziua la cineva care ne-a supărat odată. Și vrând nevrând, noi tragem de-a stânga.